Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth pe canalul Game Over. Băi, haide să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici. Am mai făcut eu niște chestii între timp. Uite, ne-au atacat și zombii. Da, hai să reparăm repede zidurile. Dar nu știu dacă mai merită reparate. Voi ce ziceți? Adică ce rost au zidurile dacă oricum vin, dar ok, vin, le distrug, dar nu se fură nimic, nu pierzi nimic din bază sau nu știu. Spuneți-mi voi care e faza cu pereții și de ce trebuie să ne protejăm casa. Ok. Bun. Hai să facem zidurile. Nu mai știu, avem aici perete. Da, aici parcă era o fereastră. Sau tot perete. Aici aveam o fereastră, ușă, din nou fereastră. Cred că și aici era fereastră și două ziduri. Bun. În rest, da, nu ne-au mai afectat alte chestii. Aici o să las așa liberă trecere ca să fie mai ușor. Aș dărâma chiar și peretele ăsta de aici. Bun. Hai la cățeluși. Băi, sunt tare curios pentru că ar fi trebuit să ajungă la maturitate. Dar nu mai au hrană deloc. Trebuie să le aducem ceva hrană. Da, și toți trei pot fi upgradați. Companion și Careful, care are grijă. Hai să facem și Husky-ul. Ok, și mai avem pe Roxy, care va fi un Hunter. Bun. Băi, dar oare de ce? Uite, aici putem să facem împerecherea și... Dar dacă o facem, pierdem câinele. Așa am făcut data trecută și... nu e prea ok. Bun, îl avem pe Milo, da, pe Roxy, care este Hunter. Acum putem să-i luăm, cu noi. Nu știu. Puneți că de aici. Na, în fine. Ok. Bun. Apa e și aici. Hai să vedem cum stăm cu hrana și cu apa. Destul de rău. Mai popăm câteva chestii. Da, hai să ducem înapoi bucățile alea de lemn. Următorul. Da, mă rog, între timp eu am mai reorganizat pe aici chestiile. Nu știu dacă v-am arătat. Aici am pus chestiile astea deja prelucrate. Da, nu mai avea loc blana și am mutat-o aici. Da, am folosit foarte, foarte intens aceste mese de lucru pentru lemn și pentru piatră. Da, mai avem nevoie de 5 bucăți de podea și vom putea pune ATV-ul, dar cu siguranță va fi foarte greu să-l construim, mi-am dat seama între timp, adică nu cred că doar îl punem și hocus pocus e gata, cred că va mai dura. Ok, băi, hai să plecăm într-o explorare. Mi-a spus voi în comentarii să mergem în bunker, pentru că acolo vom găsi chestii. Dar momentan n-am nici arme, n-am nici haine prea bune. Da, uite, asta e ok. Hai să folosim ghiozdanul, să luăm asta la noi. Cred că luăm și arma aia. Da, ne luăm și niște bandaje. Avem ceva, avem un kit de la mare. Unde era? Chiar aici este. Dar mai bine mi-aș face câteva mici. O să le fac pe astea 20 pe toate. 4 bandaje. Și... Hai să-mi fac și haine.
No, hai să mergem așa, că poate găsim pe drum. Ok. Da, nici mâncare nu o să luăm cu noi, pentru că cu siguranță vom găsi. Ok, sper să fie ceva eventuri. S-a auzit deja semnalul ăsta cu phishing-ul, dar din păcate nu avem undiță și nici level necesar ca să ne putem construi una. Băi, să mergem oare în buncă? Nu, e foarte greu acolo. Hai mai întâi să mergem la pădurea asta din apropiere. Mai adunăm câteva chestii, poate găsim și ceva arme. Și după aia vom merge în bunker. Am văzut că în funcție de cât de dificil e o hartă, cu atât și reward-urile sunt un pic mai bune. Ok. A, ciocanul ăsta nu-i prea bun, dar măcar dă repede. Aia, băi, și n-am văzut fructe până acum. Uite, găsim aici prima tufă cu berii. Da, și nici zombii n-au avut nimic asupra lor. De obicei mai găseai cât o funie, cât o bucată de aia de pânză. Și suntem cam rupt la viață. Da. Cred că vom da bandajul cât de curând. Ok, pe ăsta l-am luat din prima. Hai să mai băgăm fructe. Mai ținem viața acolo cât de cât la nivel. Hai să vedem ce găsim aici. Băi, sper să... Da, nimic interesant. Asta e, trebuie să mergem în zone mai dificile ca să dăm de chestii mai rare și mai utile. Bun, din nou cărbune. Da, avem hrănică pentru cățeluși. Să-l bat așa cu ciocanul. Și ne dă și el damage. A, deja o să folosim scula asta mai profesională. Ok. Bă, cred că o să-mi dau un bandaj, că e jale. Da, hai că ne întoarcem în bază, ne facem ceva haine și și arme și vom vizita o zonă mai dificilă. Poate chiar bunkerul. Deși am mai fost dat acolo, v-am zis. Și într-adevăr, e dificil. Mai strângem câteva bucăți de lemn. Ah, cărămizi din acelea n-am mai de fier. N-am mai găsit de mult. Ok. Pietre avem o grămadă. Bine, le și folosim, ce-i drept.
dar oricum, avem foarte, foarte multe. Să-l batem și pe ăsta. Da, cufere nu mai sunt. Nici alte chestii nu cred că mai găsim prea multe. Așa că putem să ne... nu o să stau să mă bat cu ăsta mare. Acum. Da, pe ăsta mic aș putea să-l scot. Mai facem niște level. Și hai să ne întoarcem în bază. Sper să fie altceva, nu pescuitul. Da, și ăsta nu pot să ajung la el, pentru că n-am transport. A, puteau să facă și jocul, nu știu, să-ți dea doar eventurile available, nu? Adică doar îți arată, hei, uite ce avem aici, dar tu nu poți să vii. Bun, am revenit în bază. Băi, prima și prima dată mă duc la cățeluși. Trebuie să le dăm popică. Ok, 7 ore, da, legume nu. 7 ore au de lucru. Da, o să băgăm și în bunker un cărbune, în furnal aici. Ok, și restul de chestii le vom depozita prin boxurile astea. Avem mai altceva pentru aici? Nu prea. Ok, avem asta, avem și sârma. Accesul era aici la bunuri de valoare. Aici avem doar funii. Aici avem lipiciu și cu banda izolieră. La care nu mai are loc. Hai să scoatem o... Nu. Ok. Aici aveam pieile. Da, și rubările și cu asta le vom băga în zona asta. Hai să pun și lampa asta de... E probabil o de aia, o brichetă de foc. Cred. Bun. Lemnul depozităm aici. Dar nu prea mai avem așa mult lemn, adică l-am prelucrat pe majoritatea. Bun. Ok, hai să ne craftăm niște haine. Ok. Să vedem astea. Asta oricum mai nevoie de asta de primul nivel ca să le faci. Și avem nevoie de... fibră din aceasta. Mai avem nevoie de funie și de... Am deschis ușa asta de aici. Am deschis, dar nu pot să trec prin ea. Nici pe aici. Ok. Și mai avem nevoie de pânza asta de la zombie. Și hai să vedem. Ne facem o cămașă. Facem pantaloni. Facem și o pereche de sneakers. O șapcă, are rost. Da, nu știu. Hai să o facem. Probabil ne protejează și acolo cât de cât. Bun. Hai să punem chestia la loc. O să le pun aici să fie mai la îndemână. Și deja putem să ne echipăm cu chestiile astea. Băi, ca și armă, nu știu, aș putea... crafta, nu prea avem multe opțiuni. Da, uite, pistolul ăsta era șmecher. Da, n-avem toate chestiile necesare. Da, ne facem pasta clasică. Ne trebuie 3 bucăți de lemn. Le mai avem pe astea două, sunt asupra noastră
Și să sperăm că vom mai găsi prin bunker ceva bun. Ok, hai să lăsăm lemnul. Păi cam asta e. Eu zic să mergem. Cu viața stăm... Hai să mai luăm la noi niște hrană. O să iau morcovii, că sunt mai consistenți, parcă îți dau mai multă și mai multă viață și mai multă hrană. Bun. Păi direct în bunker. Știi ce am uitat să fac? Hai să ne uităm la codul ăla de acces, că uite, iar ne duceam degeaba și nu rezolvam nimic. Așa am făcut prima dată. Și cred că putem afla de pe radio acel cod. Hai să vedem. Asta e cu dealerul. Și codul este 78019. 78019. Bun. Hai să mergem în bunker. Bun. Da, o să mai avem și chestii prin inbox. Știi ce am uitat să fac? Uite, putem să verificăm dacă am mai făcut misiuni. Da, cred că trebuie să avem hârtia aia cu task-urile. Nu știu dacă pot vedea fără ea. Și astea sunt de... progres de carieră, cum ar veni. Un fel de... Mă rog, cum au toate jocurile. Bun. Am ajuns la bunker. Hai să vedem ce găsim. Aici nu putem intra decât cu câinele să săpăm. Da, și aveam arma aia acolo. Nu, cred că o primeam dacă reușeam. Hai să intrăm aici. Și toate chestiile sunt cum le-am lăsat eu, da? Cu rezervorul gol. Hai mă, nu acum. Codul. Cum era? 78019, nu? Ok. Poate la subsol s-a schimbat ceva. Da, uite aici sunt chestii noi. Aba, nu. Deci probabil că e fix cum am lăsat. Da, asta e un mic, dar rapid. De fapt, nu e chiar așa mic, avea 80 la viață. Da, și ne-a distrus și arma. Ok. Avem primul cupon. Da, aici era zona cu cupoanele. Băi, și aveam vreo 16 parcă, dar am murit și le-am pierdut. N-am mai găsit cadavru să le pot recupera. Ok, încă un cupon. Da, cupoanele să le faci doar din omori zombie. Hai să folosim și arma mică. Asta mare va fi doar pentru urgențe, da? Doar la nevoie. În rest ar trebui să ne ducăm cu cea mică. Chiar dacă mai luăm ceva damage, mai băgăm cât un bandaj și încercăm să restăm cu ea.
Poate găsim ceva bun. Deci probabil da, dacă e, sunt toate lutate de mine. Uite, văd că aici am găsit, poate găsim și în, și în zona asta. Uite, arată ceva cu arme acolo pe afiș. Poate găsim armură și chestii. No. Da, cred că sunt chestiile lăsate de mine. Hai să păstrăm și sticla de apă, poate ne va fi utilă. Ok, în zona asta... Unul mare. Dacă e mare, ar trebui să aibă și tipoane mai multe. Da, și ne-a bătut. Nu mă așteptam. Credeam că dă mai puțin damage. Da, mă sper măcar să găsim acolo toate itemele. Dacă nu, ne e nasol de noi. Să vedem ce chestii mai avem aici. Să știm în caz că rămânem fără ceva. Aici avem apă și hrană. Ok, și bucățele alea de pilitură de metal. Da, nu cred că ne interesează în bunker. Bun. Băi, sper să ne recuperăm toate chestiile pierdute. Da, din ce amintesc, parcă le recuperam în bunker. Le-am pierdut în altă parte. Tot așa am murit și au rămas acolo. Da, uite, cadavru aici. O, inclusiv hainele le avem. Bun. Da, și o să-l... ne întoarcem la el să-l scoate. Mai stăm cu asta mică. No, și din nou are full la viață. No, să mai așteptăm un pic. De aici nu găsim nimic. Băi, dar nu înțeleg dacă... cum să zic, chestiile le-am explorat. Da, am luat iteme și chestii. De ce mai sunt zombie? Adică, frate, dacă pun zombie, să pună și iteme. Nu? Ok. Hai să vedem. Mergem la minus 2. Da, cred că totuși am făcut episod sau n-am făcut, nu mai știu. În orice caz, am mai... mai fost pe aici. Bă, mă, ce e aici? Unul de la Giant. De 500. Da, și aici e... culoarul ăla cu zombii, la capătul căreia vor fi 100.000 de zomba lui. Da, și probabil vom muri aici. Da, am murit. Băi, nu, nicio șansă aici. Dar totuși mă întorc, pentru că am... am ceva chestii pe acolo, nu aveam nimic. Nimic, wow. Doar hainele și arme n-aveam. Am mâncare și ce mai găsit pe acolo. Da, nici nu știu. Hai să mai explorăm o zonă. O să mă întorc eu după acest episod. Hai să mai explorăm o zonă până... Da, și haide să mergem în... hai să luăm așa, uite, să luăm o zonă asta cu pietre. E ceva mediu așa, nici prea grea, nici prea ușoară. Și poate găsim pe acolo chestii mai bune. Și am rămas fără...
Fără apă și fără hrană. Băi, ce rău am plecat. Dar nu știu ce, nu mi-am dat seama că aveam nevoie. Da, norocul nostru e că avem aici în inbox. Ok, hai să vedem. Cred că ne descurcăm cu astea momentan. Așa ar trebui să-mi fac o armă. Totuși, avem nevoie de 3 bucăți de lemn. Hai să vedem. Ok. Cam rar lemnul pe aici. Bine, până la urmă aș putea să mă și bat cu zombii ăștia, dacă nu sunt mari. Putem să ne luăm la pumni cu ei. Aia. Fix de ce mi-era frică, n-am scăpat. Ieșim și intrăm din nou. Dar sper să mă lase în pace, că am văzut că în ultimele dăți, băi, mă țineau minte și veneau după mine, chiar dacă ieșeam și reintram în hartă. Ei, și avem un event aici. Băi, cred că mai degrabă mergem la ăsta. Hai să mergem aici, chiar dacă... oricum, n-am apucat să-mi luăm nimic din partea aia. Dar de obicei în cuferele astea găsim chestii mai bune. Ok, mamă, și-a venit direct pe mine acest zombie. Da, n-are nimic asupra lui. Alu, sunt o grămadă pe aici. Trebuie neapărat să ne mai găsim o bucată de lemn sau două, câte mai avem nevoie de două bucăți. Să ne facem o armă. Băi, și câte aveam atunci cu mine în bunker? Și cu toate astea m-au scos. Da, incredibil, nici măcar o bucată de nu, uite una aici. Chiar două. Tup, 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 tup. Ok, hai să băgăm o hrană. Ok, ne craftăm arma. Hai să încearcă asta asupra lui. Țigări și o funie. Da, din funii se fac plasele alea de prins, de capturat zombie. Am avut la un moment dat niște misiuni cu... Ok, să mai băgăm puțină hrană. Ok, avem din nou la 60% cu viața. Da, și n-am arma în mână. Ok. Bun. Altceva cu 10 de damage și merge și un pic mai repede. Ei, ăsta s-ar putea să mă scoată. Da, ieșim un pic din arenă. Să ne luăm ceva hrană. Da, și aș putea să iau conservele alea. A venit și dealerul. Hai să reintrăm. Au 34 la viață, destul de puțin. Acum erau pune niște bandaje. Băi, și aveam un bunker. Da, o să mă întorc după ele. După ce filmez acest episod. Ok.
Oare pot să mă strecur eu pe aici printre ei fără să mă observe? Da? Hai că am reușit. Ok. Băi, nici măcar rucsac nu am. Chiar că am plecat... Da, o să renunț la lemn și la sticlă. Nu. La lemn și la sticlă. Ok, bun. Și avem ciocanul. Aia înseamnă că putem păstra sticla. Ok. Hrana, din păcate, nu mai avem. Și nici nu s-o putem colecta. Și alte chestii nu mai găsim pe aici. Da. Cam asta e tot. Hai să ne întoarcem. Băi, bine că am găsit acel ciocan. Ăla chiar ne va fi util pentru bunker. Și probabil mă voi duce acolo cu el. Imediat după ce ajungem în bază. Și da, o să-mi fac din nou haine probabil, pentru că alea oricum sunt erau aproape distruse. Bun, să vedem ce chestii am găsit. Băi, 10 bucăți de cărămidă, de nu de cărămidă, de ce am făcut asta? 10 bucăți de metal. Da, de fier. Da, putem să le folosim la... Nu. Da, și ne rămâne una pe din afară. Un scotch. Ok. Da, hai să vedem pe unde mai lăsăm din chestii. Asta vine aici, asta la fel, o să las și scociul. Poanele cred că le... Da, o să le iau cu mine în bunker. Da, o să lăsăm rulmentul aici. Și pachetul de țigări. Ok, bun. Apa o să o punem la filtrat. Și hai să vedem aici, mai avem două bucăți. Da, insuficiente pentru ce avem noi nevoie. Dar totuși, cred că mai putem face o bucată de podea din piatră. Dar avem nevoie și de piatră, parcă 15 bucăți de piatră și 10 de... și 10 de fier. Bun. Da, ușor, ușor începe să prindă contur. Terasa noastră de aici, din fața casei. Ok, bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!